G2A, jocuri ieftine! Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou extraordinar de minunat episod de Happy Wheels, la care aveți literalmente doar 4 secunde să apăsați butonul de like. Dacă au trecut 4 secunde, nu știu ce o să se întâmple, dar eu nu m-aș risca. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, vă rog, oameni buni, numai jumătate dintre voi sunteți abonați. Urmăriți-mă și pe Instagram, urmăriți-mă literalmente și pe TikTok, pentru că mai nou am cont de TikTok. Și haide să farmăm niște Happy Wheels ca în vremurile bune. Downhill, exact ca viața mea, frate, se duce la vale, exact. Anyway, și pe Instagram, urmăriți-mă pe Instagram pentru că pun poze șmeche. Am vrut să fac o cascadorie, dar am regretat imediat în secunda 2. Așa că haide să reîncercăm. Prefaceți-vă că ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat, de fapt a fost doar o iluzie. Am pierdut copilul! Uite, pe care apăsai ca să vezi copilul? Stai așa, main action. Unde e, mă? Shift character. Shift other actions, eject. Shift și control. Oh! Ce doia jocuri ieftine la în descriere? Ok, pe ce? Nu știu pe ce apăsai să vezi unde e copilul. Voiam să văd ce face acolo în spate și am dat drumul din greșeală la bicicletă. E ok, n-aveam nevoie de piciorul ăla. Să ai două picioare este overrated. Oh. Ok, iar l-am pierdut. Știi ce, frate? Mai bine lăsăm acolo așa, în regulă să fie. Acum pedalez cu un singur picior, nici măcar nu mai am viteză, bro. Unde Dumnezeule mare sunt? Am luat-o pe altă parte, sunt atât de confuz. Oh, God! Whee! Mamă, ce bun sunt! Bă, ce bun sunt la jocul ăsta! Mă rog, copilul a rămas în spate datorită unor chestii care, practic, Limbo, exact ca jocul pe care l-am jucat acum 10 milenii când eram un YouTuber foarte mic. Haideți să încercăm joculețul ăsta Limbo, care este recreat în Happy Wheels. Bă, dar sincer să fiu, eu cred că am jucat harta asta acum câțiva ani. Unde se presupune? Se presupunea că trebuie să merg pe acolo pe jos. Ok, nu e problemă. Uite, puștiu. Ok, a avut loc niște calcule care s-au dovedit a fi greșite. Ok, Pitagora m-a indus în eroare cu teoria lui stupidă legată de unghiul drept. Ok, așa că... Ok, bun, aici fug. Oh, păiangănu! Mamă, e periculos păiangănul ăsta. Stai așa o secundică, poate nu mă... Ok, gaming. Oh, ok, ăla n-a fost gaming, a fost o dezamăgire pentru gaming în România. Așa, ok, bun, și cred că trebuie să cădem aici jos, bro. Am avut dreptate. Oh, God, pică chetrele. Ce Dumnezeule mare se întâmplă aici, nu știu, dar merg mai rapid decât prevede legea. Și există legi cu privire la viteză, înainte să ziceți că pink nu există. Shut the fuck up, ok, dude. Ok, cred că am... Wait, what? Uh-oh. Oh, nu, e ok, sunt în viață. Cred că trebuie să mergem în partea asta la altă, mă. Unde se învârte prostia asta, de ce Dumnezeule mare o fi asta. Oh, my God. Băi, deci dacă ajung la final, vreau să-mi ziceți că sunt un gamer. Ok, am ajuns la final, vă rog, ziceți-mi că sunt un gamer. Cât a stat ăsta să facă harta, mă? 2 săptămâni! Jesus Christ! Cartif, mamă, păi mie îmi place să fur, frate, sunt român, furtul îmi este în sânge. Au, uite, mi-au furat alții mașina, ok, nu-mi place harta asta, voiam eu să fur. Alo, veniți înapoi cu mașina, bro, cum ai de gând să prinzi un Porsche? Păi, am prins Porsche-ul. Voiam să zic că cu bicicleta. Dar... Și acum ce? Rope Swing King 3? Bă, frate, eu eram rege la Rope Swing, oameni buni. Voi nu știți, dar eu sunt literalmente regele junglei, exact ca ăla, cum era? George, exact. Ați văzut desenul cu George? George, regele junglei, erou adevărat. Ai grijă la copac. Eram, sunt destul de sigur că ajungem pe linia de... am murit, ok. Eram un desen animat, mă, nu știți voi, frate, că eu știu, eu am urmărit desene animate când eram tânăr, dar acum voi ce urmăriți? Canalul meu de YouTube, rușine să vă fie. Glumesc, oameni buni, urmăriți în videourile în continuare, vă rog, trebuie să-mi hrănesc familia. Ok. Așa? Mamă, ce gamer sunt, cineva să mă trimită la campionatul de gaming. Oricare din ele, că sunt multe. Bun, și fii atent acum.
Ok, ok. Mamă, după cum spuneam, campionatul de gaming scrie pe mine, oameni buni, literalmente. Ce hartă e asta, frate, de să creează în 10.000 lei? What the? Asta e o melodie? Ok, press space and use the right arrow key to begin. What? Space, right arrow key. Nu merge, e bug! Right? Uai, apăsam pe dreapta. Oh, God, ok. Uite, trebuie să ne selectăm mașina? Ok, o vreau pe asta de aici. Z. Mamă, ce șmecheră e harta asta, bro? Loading, ok. Îți selectezi mașina și e condusă de o capră. De ce? Nu știu. Bun, space and use the arrows to begin. Ok, uite-te la mine, sunt foarte rapid. What? What the? Oh! What? De ce nu pot să trec de cactusul ăsta? Mă întrece trenul, bro! What the? Oh, am înțeles, trebuie să controle... Oh, Jesus! Am avut și mașină, băieți, am avut și mașină, nu știu cum să vă zic, dar mașina a fost avută și a fost pierdută. Bun, fiți atenți, da? Space și dreapta, space și dreapta. Come on! Așa, ok, știi ce? Vreau mașina asta cu roșu, că toată lumea știe că roșu vine de la viteză, ok? De asta... Porsche-urile alea scumpe sunt roșii, toată lumea știe. Bun, space and the arrows to begin. Deci, ăsta mă... Am înțeles cum funcționează. Am înțeles. Oi, mergi tu! Oh, Jesus! Ok, dă-te în jos și acum dă-i așa. Și acum... Ok, oh, God. Scuze. Bro, e greu să controlezi. Ce Dumnezeule mare, e TNT, ai... Ok, pe acolo nu merge, stai. Oh, God, trebuie să merg pe aici. What? Ce Dumnezeule mare a fost aia? Nu știu, dar aparent a funcționat. Mă scuzi? Uite, acum trebuie să merg în jos, pe bune. Bun, fii atent. Sus, jos, sus... Cred că sus, jos. Oh, God, nu știu pe unde mă duc, dar mă duc. Scuze. De ce Dumnezeule mare e plin de șacali? What the... Era plin de șacali și de alte animale în... Oh, my God, suntem în trafic. Oh. E ok, am ajuns trenul din urmă. Easy, am câștigat. Oh. Oh, nu, am pierdut. Oh, God. Hai să plecăm de acolo și a început să sângereze. Ce Dumnezeule mare era chestia aia în tablou? A început să sângereze peretele și știi cum se zice. Pereții n-ar trebui să... Stop, dude! Jesus Christ! Cine Dumnezeule mare a pus slime-ul ăla acolo pe perete? Este peste tot, dude. Ce asta? Ectoplasmă? Oh, Doamne, cineva era acolo și a... Oh, hei, multe tablouri. Ok. Mie-mi plac tablourile cu ochi, știi? Că gen... Având în vedere că nu prea ieși din casă, să vezi niște ochi e bine. Te face să te simți om. Am căzut prin podea. Are vreun final harta? Oh, God! Hei, băieți, am găsit finalul. Am găsit finalul. A venit o creatură care mi-a dat one shot. Da. Silent City. Da, exact. Orașul silențios, știi? Nu știu exact de ce e silențiu. A, pentru că e părăsit, probabil. Ce Dumnezeule mare a târnat. Oh, la revedere, geam. It seemed to be attached to the ground. You need to find an axe. Ce, mă? Trebuie să găsesc un axe. Unde, Dumnezeule mare, să găsesc eu un axe? Că mă duc înapoi și nu e niciun axe. Voi vedeți vreun... A, uite un axe. Wow, am găsit toporul, bro. Ia că mă duc acum cu toporul. Mamă, deci eu mă pricep să tai chestii, frate. Bă, nu te mai sparge.
a fost o mică chestie care gen practic s-a întâmplat și vreau să vă zic că nu a fost vina mea, de asemenea aparent trebuie să mergem aici prima dată ca apoi să ne deblocheze chestia să luăm toporul, iar eu voiam să iau de prima dată toporul pentru că sunt un gamer, dar văd că jocul ăsta nu vrea să mă lase să fiu gamer. Cum de ți s-a rupt ceva? Cum de ți s-a rupt încă ceva? Cum de toporul ăla încă mai plutește prin aer? Bună întrebare. Ok, lasă frate, n-am nevoie de mâini. Oh god, e un lift aici așa. Care mă duce într-o clădire sus undeva. Du-te mă mai repede liftule, Jesus. Ok, cred că până aici a trebuit să mergem, nu? Oh god. Ce Dumnezeule mare-i creatura aia? Arăta chiar foarte suspect, ok? Plus că mie nu-mi plac creaturile. De ce Dumnezeule mare s-a gândit cineva să fie creatură? Adică, frate, n-ai putea să... Mamă, ce lag e, bro! Ok, gata, și-a revenit. Da, adică de ce ai fi o creatură plină de durere și suferință când ai putea să nu fii creatură, știi? Ce e aia, frate? Seems useful. Push it forward. Hai că o împingem și în față dacă zici tu că e folositoare. Auzi, dacă crăp acum pe final, o să fiu mai trist decât prevede legea. Pentru că am ajuns perfect. Pa, exact ca canalul meu de YouTube, bro. Ok, a fulgerat. Mamă, iară vin ploile, frate, exact ca în România. Ce Dumnezeule mare, înapoi! Ce Dumnezeule mare e creatura aia, bro? Stai departe de mine! Dă drumul elfului ăluia! Dă drumul elfului! Ui, unde mă împinge? Oh god, mă împinge undeva. Hai să o ștergem înapoi. A fulgerat din nou. Bro, I swear to god, nu știu unde trebuie să mă duc. Wait, what? What? Thanks for saving me! Hobă, încetează cu fulgerele! Cu plăcere, domnule elf! Am zis să încetezi cu fulgerele, bro! Așa credeam și eu. Bun. Să pui o vorbă bună pentru mine la Moș Crăciun, că de altă dată nu mi-a adus cadouri de câțiva ani și mă gândesc că poate se revanșează la un moment dat. Hei, am reușit să câștigăm, dar normal, frate, băi, eu n-am pierdut durată în viața mea la o hartă de asta, știi? S-a mai întâmplat să renunț în mod ironic, dar de obicei, da. Trap track. Ce Dumnezeule mare e un trap track? O, poate se referă la TRAKK, gen. Oh. Da. Hai. Poate n-a avut suficiente litere să scrie, da. Se mai întâmplă, frate, se mai întâmplă. Ah, înțeleg unde sunt capcanele. Bă, dar eu n-am picat în capcană vreodată în viața mea, frate. Fiți atenți cum o să ajung la finalul hărții ăsteia. Dintr-o singură încercare, cum ar zice românul. Așa. Acum înapoi aici, easy. Uite bombița! Bro, am și uitat de existența bombițelor. Ai văzut-o acolo și undeva în dreapta sus? Și nu prea era sus, dar era în dreapta. Ok. Capcana asta e super ușor de trecut de ea. Acum frână, nu. Ok. Bun. Și acum frână. Wow, ușor. Oh, God. Hei, nu contează, am ajuns la final, nu contează că am crăpat, ok? Am vrut să vă demonstrez ce ar face un gamer neprofesional, da, 100%. Bă, ce Dumnezeule mare hărți nu am jucat de aici așa. Make way! Oh, e cu ăsta cu elicopterul! Stai, ce trebuie să facem? Oh, am pierdut controlul. Ok, să nu pierdem controlul. Use the spacebar to turn on the magnet, use shift and control to adjust... Segway guy weighs a ton, so you can't lift him. Help make a path. Oh! Băjeți, fiți atenți. Wait. Trebuie să... What? Oh, Jesus Christ, stai, bă, stai, nu te mai împinge! Oh, God. Unde e? Unde s-a dus? Ah, uite-l aici. Ok. Bun, fiți atenți. Deci trebuie să facem un drum pentru Segway guy ăsta. Stop! Este ilegal! E în viață? Oh my god, e în viață Segway guy, nu pot să cred. Cum de e în viață? Aici ce trebuie să-ți fac? Oh god, ce greu e să controlez ăsta.
E ceva jos aici care trebuie ridicat, bro. E o piatră. Oh. Oh, aici trebuie să ajungă. Bun, înseamnă că ceva e undeva acolo sus. Oh, uite. Hello. Ce zice, mă? It's not working. Power sus. Ce face, mă? E... Oh, poate aici e ceva. Ok, nici aici nu e ceva. Oh, bro, poate trebuie să luăm piatra. Cel mai probabil trebuie să luăm piatra. Stai așa, să dăm ăsta mai jos. Și să luăm piatra. Wow, s-a buguit jocul, mi s-a blocat. Vedeți, oameni buni, da, mi s-a blocat și gen de asta am pierdut. Da. Badland, day 4. De ce ziua 4? Dar ce, prima zi ce avea? Nu s-a întâmplat nimic interesant în prima zi? Ce ăsta? Loading de 10 milenii? Oh, ok, ok. Click to skip the intro. Ok. Segway guy, I've been captured. And they want to kill me. Listen. No, please don't go. Oh, ok. Păi unde trebuie să... Next. Please help me. I know I've been a pain in the ass. Ok. Uh-oh. Scuze. Am crezut că... Ce e asta? Unde mă duce? Bro, arată ca harta aia de limbo, numai că asta e și mai șmecheră. Click. Ok, hai că apăs click, na. Ok. Uh-oh. Ui, merg unde trebuie? Sunt confuz. Mă duc undeva în pământ, dar nu știu dacă merg unde trebuie. Probabil merg unde trebuie. Harta asta doar nu ar fi plină de buguri. Mamă, ce a fost aia! Ok, ce e aici așa? This door is locked, there should be an... Nu știu ce. Ok, am apăsat pe ăla să mă duc în sus. Easy. Ah, ok, s-a întâmplat ceva. Ce, merge acum? Oh, trebuie să le pui într-o anumită ordine, aparent. Merge! You found all the parts and fixed the engine. Mamă, frate. Mare, cum îi zice, mare... mecanic ce mă fac, oameni buni. Ce, YouTube? Pff, să fim serioși. Controle? Ce Dumnezeule mare trebuie să faci aici, frate? Trebuie să-l eliberez pe ăsta? Ok, controle. Click the key. Ok, am apăsat pe ăsta. What the fuck? Oh, gata, a căzut! Uh-oh. Gaming? No! Uh-oh. Wow, mă pui să o iau tot de la capăt? What? Stați să vă zic o treabă, că video-ul ăsta e foarte lung și aș vrea să mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul videoului și am putea să rejucăm harta, desigur, dar sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le știți și unul dintre ele ar fi că